Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest cu 151 de gold, Elixir Golem și Barbarians. Mai avem un Golden Chest care are 537 de gold, Goblins, Royal Delivery, Beți și Furnace. Ok, și mai avem un Crown Chest, da, și avem noul skin disponibil. Ok, hai să ne luăm aici reward-urile, avem 1000 ceva de gold, 2 gemuri cu tremur, Thumbstone, Skeleton Barrel și și Battle Ram. Ok, și noul skin, nu avem nicio animație pentru el, ba da. Ok, Clan Boat Bastion, da, bastionul din clan. Super tare arată și deja îl vom folosi în primele meciuri. Hai să vedem de unde era, de aici, din bun, este deja setat și vom continua cu meciurile din challenge. Am mai câștigat câteva între timp și vedem că următorul reward este un legendary chest pe care sper să-l câștigăm. Urmează alte două tokenuri plus 5000 de gold. Dar acest Legendary Chest este cel mai important reward. Hai să dăm drumul cu primul match. Să vedem cum ne descurcăm. Am folosit același deck pe care l-am folosit și în episodul trecut, dacă vă mai amintiți bine. Avem aici câteva spell-uri, da? Rachetă cu Fireball și cu Arrows, plus deck-ul nostru clasic cu Tesla, Valkyra, Hog și Freeze. Ok, spunem aici Valkyra. Să dau un... Da, din păcate nu-i prindem acel Magic Archer. Să dau un Eros aici. Da, și reușim un singur hit cu dragonul. Da, și ziceam și data trecută, foarte bună prințesa pentru acest deck. Dar atâta timp cât ne funcționează, nu avem de ce să-l schimbăm. Stăm aici un freeze. Ok, scăpăm de acei Fire Spirits. Hai să punem și Tesla. Da, și stăm destul de bine în acest început de meci. Și scăpăm acolo de Prinț. Să pun Baby Dragon-ul din nou pe partea stângă. Și trimitem aici Hog-ul. Să dau un Eros totuși pentru... eram atât de aproape să prindem și prințesa în acel Fireball. Dar reușim oricum să scăpăm de ea. Hai să păcălim aici acest Magical. Da, și scăpăm foarte bine din acel atac. Trimitem din nou Baby Dragon-ul. Da, și să dăm aici un Eros, în care scăpăm de prințesă. A, scăpăm acolo și de Fire Spirit și mai sunt 30 de secunde din acest match. Ok. Băi, cu o simplă rachetă vom scoate turnul. Ok, și vom da aici racheta. Un simplu Fireball am vrut să spun mai devreme. Să punem Freeze-ul și mai punem o Tesla aici să ne asigurăm că scăpăm cu bine din acest ultim atac. Bun, reușim victoria. Hai să ne luăm Legendary Chest-ul. Să vedem care va fi următoarea legendară pe care vom obține. Sper să fie prințesă sau Electro, destul de bun. Destul de bun și avem nevoie de el pentru a-l putea crește. Ok, n-avem nimic de donat. Hai să continuăm cu încă un match.
Probabil vom juca încă două meciuri în acest episod, poate chiar trei. Să vedem cum decur lucrurile. Bun, momentan așteptăm. Și vom trimite Hog-ul pe partea dreaptă. Să pun și Baby Dragon-ul aici. Dăm un freeze pe acel mini P.E.K.K.A. Da, și un atac destul de bun până în acest moment. Cred că voi da un Fireball aici pentru acel Magical. Dar din păcate ajunge acest Ghost pe turn și ne dă câteva hituri. Scorul e destul de echilibrat până în acest moment, dar simt că avem controlul meciului și putem învinge. Ok, o să dăm aici o rachetă pe cele două trupe. Și din păcate am pus Valkyra în spate, dar este ok. Bun, trimitem aici Baby Dragon-ul, care va scăpa de acele Fire Spirit. Un freeze aici și ar trebui să... Da, rămâne în viață din fericire acel Hog și dă o grămadă de damage pe turn. Și mai avem un minut și 20 de secunde în care trebuie să rezistăm cu acest avantaj. Să pun Valkyra în spate. O să dăm aici un Fireball. Îi prindem două trupe. Punem Baby Dragon-ul, care probabil va scăpa de acel... Ok, sper să-i prind aici și Electro Dragon-ul, dar n-am reușit, m-am grăbit un pic cu acea rachetă. Da, și mai sunt 40 de secunde din match. Eu zic că vom rezista. Vedem, ne păstrăm freeze-ul. Din păcate n-am prins acolo și Magic Archer-ul. Să punem aici Tesla. Să punem și Valkyra undeva în... Aș fi vrut între cele două trupe, dar... Ok. Și mai sunt 5 secunde din match. Nu prea se mai pot întâmpla prea multe lucruri și obținem a doua victorie din acest episod și din acest meciul de azi. Hai să vedem. Avem un epic token și hai să-i dăm drumul la următorul meci. Cred că le vom juca pe amândouă. Da, să terminăm cu acest challenge. Oricum e ultima zi în care mai putem juca. Mâine va expira și vom pierde reward-urile necâștigate. Bun. Aș fi vrut aici un Fireball, dar ne mulțumim și cu Eros. Scăpăm aici de acest Bomber, dar reușim cu Tesla și suntem fără de meci pe turn până în acest moment. Vedem. Mai avem destul de mult din meci și trebuie să avem o mare grijă la contraatacurile lui. Ok, punem Valkyra aici. E important să scăpăm de acel Bomber. Da, suntem în continuare fără hit pe turnuri. Dăm un Fireball acolo. Scăpăm de Flying Machine. Trimitem Hog-ul pe partea stângă. Vom da și un Freeze aici. Ok, și punem Valkyra. Ok.
voi și aș fi vrut un Freeza, un Eros pe prințesă, dar eu zic că e ok și așa, să-l dăm acum. Dăm aici un Fireball. Excelent. A fost foarte inspirat cu acel Fireball. Scăpăm de Bomber, scăpăm și de prințesă și stăm foarte bine în acest moment. Da, mai avem destul de mult din match. Timp în care va trebui să rezistăm. Mai dăm un Fireball aici. Ok, sper să-i... nu i-am prins prințesa, din păcate. Să punem aici un... Valkyra am vrut să pun. Și ne-am complicat un pic viața cu acel Hog. Din nou un Eros. Da, și reușim să câștigăm și această partidă. Ne luăm și cel de-al treilea reward, penultimul, și mai avem nevoie de o singură victorie ca să terminăm acest challenge cu toate reward-urile câștigate. Vedem un deck cu Tesla. Ok, trimitem aici un Baby Dragon. Dăm Fireball pe acel Flying Machine. Prindem și turnul un pic. Și are aici un... un X-Bow. Da, pe care scoatem cu racheta. Va fi destul de greu acest match. Acum a început. Dăm un Fireball aici, prindem și pompa. Da, și trebuie să avem mare grijă. Da, foarte bun decul ăsta cu X-Bow și Tesla. Dar face ceva probleme acolo. Aproape pierdem turnul din partea stângă. Va trebui să încercăm un nou atac. Aș să atacăm pe partea stângă. Pierdem din păcate acest meci și mai avem o singură șansă de a câștiga ultimul reward. Haideți să vedem dacă vom reuși. O să fie un meci pe muche de cuțit în care vom da totul. Hai să vedem. Așteptăm să avem elixirul pe full și vom începe cu Tesla, probabil.
sau nu, hai să trimitem o valchiră. Punem aici un baby dragon. Dăm un freeze, ar fi fost foarte bun, și un fireball. Tesla. Ok, reușim un singur hit acolo cu... Da, scăpăm foarte bine din acest atac. Vom trimite din nou Pogul. Oh, se pare că a renunțat la meci din fericire. Da, așa se pare. Bun, trimitem o Valkyra. Pogo, stăm și un freeze aici pentru Fire Spirits. Dăm un Eros aici. Și mai mult ca sigur este victoria noastră. Avem nevoie de câteva hituri acolo și obținem și ultima victorie din acest challenge. Ne luăm și ultimul reward, acel Legendary Token. Da, Legendary Token pe care oricum nu-l vom folosi, doar se va transforma în 2000 gold. Și avem Bifa și pe acest challenge. Păi, un challenge frumos, mie mi-a plăcut destul de mult, mai ales că am reușit să câștigăm toate reward-urile. Și cam asta e cu episodul de azi. Ne oprim aici, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!